Preasfințite cucernici părinți, concelebranți, iubiți credincioși. După ce am ascultat această relatare a pătimirii lui Hristos, aproape că orice comentariu este deprisos. Este istoria iubirii lui Dumnezeu față de noi oamenii, este gestul suprem pe care l-a arătat Dumnezeu față de noi, dăruindu-l pe Iisus, care pe cruce ne-a adus mântuirea. Cu această zi, Duminica Floriilor, începe Săptămâna Sfântă. De ce o numim Sfântă? Pentru că este săptămâna care ar trebui să ne facă sfinți. Și ne întrebăm, este posibil ca o săptămână să ne facă sfinți dacă o perioadă de 40 de zile de post mare nu ne-a convertit? Putem spune da și nu. Nu dacă această săptămână sfântă o deschidem astăzi și apoi peste 8 zile o vom așeza în arhivele noastre, uitând de momentele sfinte din aceste zile, începând cu Duminica Floriilor, dar culminând mai ales cu Triduumul Pascal, Joia Sfântă, Vinerea Sfântă, Sâmbăta Sfântă, Duminica Învierii. Și putem răspunde că această săptămână, da, ne poate face sfinți, dacă ne hotărâm odată pentru totdeauna să o luăm pentru ceea ce este, adică un fel de curs de bază de creștinism pe care apoi îl vom relua zi de zi pentru a învăța din acest curs de iubire pe care l-a arătat Iisus Hristos în această săptămână ce anume trebuie să facem. Și va trebui să învățăm această lecție până când vom putea asculta și noi glasul lui Iisus. Astăzi vei fi cu mine în paradis. Adică toată viața va trebui să aprofundăm și să intrăm în misterul iubirii lui Dumnezeu. Dar pentru că aceasta să se realizeze, trebuie să rezistăm scandalului crucii, trebuie să rezistăm la loviturile ororii oamenilor, dar în același timp să ne minunăm în fața iubirii deosebite al celui care se lasă răstignit. Nu putem să închidem ochii. Trebuie să avem curajul și umilința de a ține privirea ațintită asupra crucifixului și să spunem, iată omul. În acea față desfigurată și acoperită de sânge, care se înfățișează la balconul istoriei, suntem provocați să recunoaștem măsura celei mai mari iubiri. De câte ori, în schimb, noi nu l-am întâlnit pe jumătate mort, pe drumul dintre Ierusalimul nostru și Ierihon, pe potecile nesigure ale durerii, în momentele de descurajare ale fraților noștri și ne-a fost teamă să ne apropiem. Iată omul. Iată mielul lui Dumnezeu. Ne așteptăm și oamenii au așteptat poate un Mesia robust, puternic, imbatabil. Poate îl imaginam impunător, de nepotorit, cu glas puternic, de leu. Și îl regăsim ca un mel nevinovat, încărcat cu rebuturile păcatelor noastre, dus la înjunghiere pentru păcatul nostru. Iată regele nostru, fără armate invincibile, fără tron, fără sceptru, fără coroană, un rege gol care a ales să stea de partea celor care pierd, al celor învinși și prin urmare și de partea mea. Dar eu nu l-am recunoscut și nu i-am spus, ca și tâlharul de pe cruce, amintește-ți de mine când vei intra în împărăția ta. Iată regele nostru. Iată Fiul lui Dumnezeu. Este exclamația centurionului roman, un expert în condamnări la moarte, dar l-a văzut pe Iisus dându-și sufletul într-un mod oribil și în acea moarte l-a văzut, l-a descoperit pe Dumnezeu. Cu adevărat, acest om era Fiul lui Dumnezeu, exclamă centurionul.
Numai Dumnezeu este capabil să moară astfel. Nu coboară de pe cruce, nu se salvează pe sine însuși. Au dreptate acei oameni care strigă ca niște obsedați sălbatici. Nu se poate salva pe sine însuși. Este adevărat. Nu știe să se salveze pe sine însuși, nu pentru că nu are putere, dar pentru că a renunțat la această putere din iubire față de noi. Iată Salvatorul lumii. Saul, înainte de a-L întâlni pe drumul Damascului, îl judeca pe Iisus, lovit de Dumnezeu, umilit, blestemat, pentru că era acea sentință teribilă din legea veche, din Tora, blestemat să fie cel care atârnă de lemn. Dar apoi a fost străfulgerarea acel de pe drumul Damascului, acel nazarinean a trecut de la experiența abandonării lui Dumnezeu, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, la încredințarea totală în mâinile lui Dumnezeu. Tată, în mâinile tale îmi încredințez sufletul. Și prin urmare, Dumnezeu nu putea să-l abandoneze puterii morții. În cele din urmă, Saul s-a predat dezarmat în fața iubirii supreme a lui Dumnezeu și a spus: iată cine m-a iubit cu adevărat și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Aceasta este credința noastră și pe care noi suntem chemați să o trăim intens în această săptămână. Iată omul, iată mielul lui Dumnezeu, iată regele nostru, iată Fiul lui Dumnezeu, iată Salvatorul lumii. Iubiți credincioși, toată Evanghelia pe care o ascultăm în timpul anului nu este altceva decât istoria pătimirii lui Iisus Hristos și, cum spunea un mare teolog, Karl Rahner, această istorie a pătimirii este precedată de o introducere mai amplă, acele momente de neînțelegere, de controverse cu ocazia săvârșirii minunilor, dar toate conduceau spre acest moment al Calvarului, al Golgotei. Cum trăim această săptămână? Cum vom trăi aceste zile? Cu ani în urmă, când a rulat pentru prima dată filmul Iisus din Nazaret de Sefireli și istoria s-a repetat apoi cu filmul lui Mel Gibson, Iisus din Nazaret, un afiș din Italia prezenta următoarea scenă. În fața cinematografilor erau mulțimi imense de oameni care așteptau la rând să vadă filmul. Iar pe de altă parte, un afiș arăta un preot cu biserica goală, așteptând ca oamenii să vină la adevărata istorie a lui Iisus. Gestul cu asemănare se poate spune că s-a repetat la Iași, am auzit, a rulat recent filmul Noe, mulțimi mari cu săptămâni înainte să ocupe un loc, un bilet, dar mă întreb cât s-au îngrămădit în postul mare, în egală măsură, în biserică, pentru a trăi alături de Iisus, împreună cu Iisus, drumul care duce la punctul suprem al iubirii. Spunea Blaise Pascal, pe bună dreptate, Iisus este în agonie până la sfârșitul veacurilor. Așadar, actualitatea pătimirii este valabilă și pentru noi. Nu este istorie, nu este povestire, nu este film, nu este teatru, este realitate pe care noi o trăim începând de în această duminică cu intensitatea maximă, să răspundem la acest gest de iubire și să ne încărcăm astfel din iubirea lui Dumnezeu, care atât de mult s-a iubit, ne-a iubit pe noi, încât l-a dat la moarte pe Fiul Său cel iubit. Amin.